România va beneficia cât mai repede de vaccinurile anti-COVID-19. Potrivit ultimelor informații oferite de către autorități, vaccinurile de la Pfizer și Moderna ar urma să fie autorizate pentru comercializare de către Agenția Europeană a Medicamentului pe 25, respectiv 27 decembrie. Discutăm mai multe despre acest subiect cu medicul Radu Țincu. Bună ziua, domnule doctor! Bună. Cum se vede această știre, faptul că pe 25-27 decembrie ar urma să fie autorizate pentru comercializare vaccinurile? Este evident vestea cea mai bună din acest an, faptul că avem un vaccin, faptul că acest vaccin a ajuns în faza finală de autorizare, faptul că, iată, Marea Britanie este prima țară care prin Autoritatea Națională a reglementat și a autorizat punerea pe piața acestui vaccin, ne dau speranța că cel mai probabil la începutul anului viitor campaniile de vaccinare vor începe simultan în țările Uniunii Europene, iar dacă vom merge pe acest grafic pe care fiecare țară l-a adoptat, undeva spre jumătatea anului viitor campania de vaccinare va fi încheiată pentru întreaga populație și cel mai probabil pandemia de coronavirus va fi stăpânită, ceea ce ne dă premisa și ne dă posibilitatea să sperăm că după jumătatea anului viitor vom avea o viață relativ normală. Cu alte cuvinte, așteptăm ca la începutul anului să vină primele doze de vaccin și în România? Da, da, dacă această autorizare va fi dată la sfârșitul lunii decembrie, cu siguranță imediat vor fi trimise dozele de vaccin pentru fiecare țară în parte. Există o achiziție centrală a Comisiei Europene care va repartiza în mod echitabil aceste doze de vaccin către toate țările în funcție de populația raportată la populația țării respective. Dacă vom merge pe acest calendar prezentat de autoritățile europene, probabil că în luna ianuarie vor veni primele doze de vaccin în România și va începe vaccinarea conform prioritizării din lista ce a fost întocmită de experți și care se regăsește în legislația campaniei de vaccinare. Domnule doctor, date fiind particularitățile vaccinului anti-COVID-19 referitoare la condițiile de temperatură în care se păstrează, dat fiind calendarul și dozele la care trebuie administrate la un anumit interval de timp, credeți că ne vom putea alinia acestui calendar? Da, discutăm despre infrastructură de depozitare. Această depozitare la temperaturi foarte joase de minus 70 de grade este necesară în depozitul central al fiecărui stat. Ulterior, vaccinul poate să fie ținut la temperatura de refrigerare de 4-6 grade și el are o autonomie de 5 zile la temperaturile acestea de 4-6 grade, astfel încât el poate merge către centrele de vaccinare la temperatura normală a oricărui vaccin de 4-6 grade, deci nu e necesară o infrastructură atât de complexă pentru fiecare centru de vaccinare în parte. Pe de altă parte, există posibilitatea ca cetățenii să se programeze pentru această vaccinare. Sunt trei posibilități principale: telefonic, online sau prin medicul de familie, astfel încât se va ști cu foarte mare claritate numărul de persoane care urmează a primi vaccinul, iar aceste doze de vaccin vor fi scoase din depozitele centrale și regionale și trimise către centrele de vaccinare în funcție de aceste programări. Va fi o primă doză administrată cu un apel la 21 de zile. La fel, în momentul în care programarea este realizată, se va emite și data următoare pentru apel la 21 de zile, astfel încât pacientul să știe cu exactitate momentul în care trebuie să se prezinte pentru doza apel. Domnule doctor, e importantă componenta logistică, dar este poate la fel de importantă cea de comunicare. Pe ce argumente credeți că ar trebui să mizeze autoritățile pentru a convinge populația să se vaccineze? Această componentă logistică a fost pusă la punct și ea cred că va funcționa. Am avut suficient timp să ne pregătim pentru această campanie de vaccinare. În schimb, marea provocare o reprezintă campania de comunicare. Este evident că avem diferențe în ceea ce privește aderența la vaccinare. Dacă Marea Britanie are o aderență de peste 55%, 60% din populație care acceptă vaccinul, în România, barometrul de săptămâna trecută ne spune că suntem la puțin peste 20% din populație care ar accepta administrarea vaccinului. Este esențial
ca să ajungem la un grad de aderență a populației de peste 65-70%, pentru că în absența acestei imunizări colective la o asemenea amploare, pandemia va continua. Deci dacă nu vom reuși să ajungem să obținem o grad de imunizare de 70% din populație, nu am realizat nimic, pandemia continuă și vom avea, putem risca, dacă vreți, dincolo de efectul imediat al faptului că nu controlăm numărul de îmbolnăviri, putem risca la un moment dat, dacă virusul va suferi o mutație, ceea ce poate să se întâmple în mod natural, să nu mai fie eficient acest vaccin. Deci trebuie să înțelegem cu toții că avem nevoie de o campanie de vaccinare de scurtă durată, intensă și care să cuprindă o proporție importantă a populației.